Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mulțumesc pentru răspuns. Că acum ați discuțiile astea interminabile. Cum se zice? Paști sau Paște? La ce? Sărbători pascale fericite. Să vă vină iepurașul, să vă fie iepurașul generos. Nu. Noi românii așa ne salutăm în Sfânta zi de Paști. Cu Hristos a înviat. Și punem pe masă bucate alese, însoțite de un păhăruț de vin regulamentar, de un cozonac făcut de Mica, să vede Mica de la Sohodol, să-i dea Dumnezeu sănătate. Vorba lui Ticu, degeaba ai făină, unt, ouă, stafide și nuci. Mâinile sunt cele mai importante. Și aici, ouăle. Am urcat un pic ouăle, că vorba aia, după o vârstă, mai atârnă ceva în pom. Sănătate, bucurii. Sper că v-ați găsit liniștea sufletească în mijlocul familiei, că sunteți la masa asta tradițională de sărbătoare alături de cei dragi, închinați un pahar, ciogniți sângele Domnului. Doamne ajută-vă! Eu nu sunt prea obișnuit că eu beau cafea. Sănătate, multă bucurii. Am trecut de diverse obstacole în viața noastră în anii ăștia din ultima perioadă. Să fim optimiști, să sperăm la mai sarmale. Aveți și sarmale? Nu, că eu le-am lăsat pe mâine. Am zis că mâine mănânc sarmale așa cum or fi făcute de socră. Și apăinii, până la 1 mai, nimic. Totul vegan, totul. La 1 mai se permite acolo un mic, o ceafă, ceva, că doar vorba aia. Români suntem și nu ne negăm tradițiile. Încă o dată, urări de bine, sănătate și de seară de la 8, dacă vă uitați pe Antena 1, o să fiu acolo la Ai Umor. Invitat special. Nu știu de ce special, dar m-or invitat. Dacă m-or invitat, eu m-am dus. Și eu v-am invitat în această zi sfântă pe Facebook-ul meu. Și aștept la comentarii să puneți poze cu masa voastră tradițională. Acolo aștept urările voastre și o să vă spun, răspund la ele în măsura timpului disponibil. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ouă roșii aveți? Eu mai am unul. Un ou roșu tare. Pe tătie l-am dus cu el. A? Vlad? A? Dai tu? Dau eu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat că s-a spart. Nu, de tu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Păi! Nu. Unul e tare în vârf, altul e tare în... Doamne ajută-vă!